Salut! Și bine v-am găsit la episodul Lăcatră din Filmster. Astăzi vă vom prezenta 3 filme de soi. Poziția copilului, This Must Be The Place și Warm Bodies. După medalia de onoare, Călin Nețăr îmbogățește tezaurul României cu un nou trofeu. Ursul de aur pentru poziția copilului. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc. Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Poate că ați auzit oameni spunând adesea: m-am săturat de filme românești, sunt toate despre comunism sau despre mizeria de la noi din țară. Ei bine, din punctul ăsta de vedere puteți sta liniștiți. Încă din primele cadre ne dăm seama că avem de-a face cu high-class-ul Bucureștiului, sau, cum ar zice capra vecinului, îmbogățiții de după Revoluție. Luminița Gheorghiu interpretează magistral rolul Corneliei Cerchez, o femeie autoritară și cu foarte multe conexiuni la nivel înalt, care nu ezită să le pună în funcțiune atunci când fiul ei accidentează mortal cu mașina un copil. Ca spectator, deja ai de-a face cu o dilemă. Primul impuls este să te simți revoltat față de mama bogată care se folosește de pile să-și salveze copilul, fără să arate, cel puțin în prima fază, vreo urmă de compasiune față de familia săracă, ce tocmai l-a pierdut pe al său. Dar în același timp înțelegi perfect instinctul de mamă hotărâtă să facă orice pentru copilul ei. Pentru că de multe ori uităm ce înseamnă de fapt cuvântul orice atunci când îl spunem. Incidentul cu mașina nu face altceva decât să scoată la iveală o problemă mai veche și mult mai profundă, și anume efectele dezastroase pe care le-a avut atitudinea ultraprotectivă a mamei asupra psihicului copilului său. Acesta a rămas în sine un copil, incapabil să relaționeze cu cei din jur și mai ales să își asume responsabilitatea pentru faptele sale. Conștientizând acest lucru și vând să se schimbe, el este dispus să facă un pas pe cât de important, pe atât de dificil, acela de a rupe orice legătură cu mama sa, pentru a încheia odată pentru totdeauna inerția ciclului abordare-respingere și a spera că în viitor vor putea lega o relație normală. Și aici intervine conflictul. Cum îndepărtezi pe cineva care îți vrea prea mult binele? Te fut în gură. Și pe tine. Poziția copilului este genul de film care nu va dezamăgi pe nimeni. Tratează o dramă universală și nu are ritmul obișnuit al minimalismului. Vom recunoaște câteva tipologii consacrate ale societății noastre, cum ar fi polițiștii blazați, interpretați de Mimi Bănescu și Ceraselea Iosifescu, ca să nu mai vorbim de martorul accidentului hotărât să-și taie și el o felie din câștig, interpretat de cine altcineva decât de Vlad Ivanov, actorul pe care îți place să-l urăști. Cu toate astea, filmul se alătură și lor precum Marți după Crăciun sau mai recentului O lună în Thailanda, marcând faptul că România a trecut cu bine peste subiectele și epoca post-decembristă. Asta sempre bucătărie românească și scări de bloc. Nota finală... Home is where I wanna be. Pick me up and turn me around. I feel numb. Born with a weak heart, I guess I must be having fun. A lot of unusual things have been happening to me lately. Hai că pe asta n-ați mai văzut. Road movie american independent regizat de un italian faimos în cinemaul de arte european, dublu oscarizatul Sean Penn deghizat sub întreaga trusă de machiaj a tipului de la The Cure, momente muzicale cu inimitabilul David Bowie, toate puse în scopul atingerii transumanței într-un film de răzbunare cu naziști. No way! Yes way! He's like totally crazy! Sună interesant? Asta pentru că e. Toată panoplia de ciudățenii și bizarerii care apar la intervale regulate pe tot parcursul filmului, pur și simplu nu au echivalent în cinematografia contemporană. Deși o sursă de inspirație clară rămâne singurul film regizat de mai sus menționatul David Bowie, Obscuritate din 1986 cu numele de True Stories. Acolo, la fel ca și în This Must Be The Place, America e prezentată ca o destinație finală atât pentru bine cât și pentru rău, cu toate contradicțiile și idiosincraziile ce decurg dintr-o asemenea perspectivă. Ceea ce face ca filmul să fie cu adevărat interesant însă, rămâne focalizarea sa pe cântecul de la care își preia și titlul. O adevărată capodoperă a muzicii anilor 80, pe care Sorrentino explorează în toată varietatea formelor sale. Acest element muzical recurent devine leitmotivul filmului și chiar dacă apariția sa este tratată uneori într-un chip copilăros reverențial, ea unește practic toate momentele importante din film. Can you play This Must Be The Place by Arcade Fire? This Must Be The Place is by the Talking Heads. Una peste alta, e discutabil dacă This Must Be The Place are cu adevărat ceva important de spus. E unul din acele filme care zice foarte multe, fără să insiste pe ceva anume. Iar tema principală a filmului, aceea fiului rătăcitor care își găsește drumul prin Heartland-ul american, e poate cea mai puțin interesantă din tot pachetul și aduce aminte de o altă peregrinare fără sens a prestigiosului nostru actor. Rămâne însă un film cu numeroase momente interesante, care ar trebui savurat la cinema, cu rimelul mereu la îndemână. Nota finală? 8 vise americane și o palmă peste ochi. What am I doing with my life? I just want to connect. Why can't I connect with people? All right, it's because I'm dead.
Știați că dragostea îi poate face pe anumiți zombii să redevină umani? Nu știați? E bine, vă zice John Levine în adaptarea romanului Warm Bodies al lui Isaac Marion, acum în cinematograf. Și din motive profund scenaristice descoperite de către Stanley Kubrick, frații Coen și Dumitru Carabăț odată cu focul, roata și monolitul, ăștia se pot transforma la loc în oameni, ăștia nu. Astfel, filmul urmează o altă regulă nescrisă a cinematografiei de peste ocean. Cu cât sunt mai hidoși, cu atât sunt mai irecuperabili, așa că dă-i drag. Nu același lucru se poate spune și despre R, zombiul prietenos și simpatic care se îndrăgostește de o tipă după ce îi mănâncă creierul fostului gagic. Interesant de menționat este că în Warm Bodies, mâncatul creierelor le oferă zombiilor posibilitatea de a se simți din nou umani, aceștia împrumutând amintirile și sentimentele victimelor. R este interpretat de actorul englez Nicholas Holt, pe care s-ar putea să vi-l aduceți aminte cântând Killing Me Softly with His Song în prima și de altfel cea mai reușită producție în care Hugh Grant joacă rol de nesimțit letargic aflat în plină criză de 40 de ani. Fast forward vreo 4-5 ani și mă rog să zicem că pubertatea a fost mai binevoitoare cu Nicholas decât cu mulți dintre noi. Și astfel marile minți de la Hollywood au mai rezolvat o problemă egală în gravitate cu situația copiilor subnutriți din Africa. Cum să faci un zombie futabil? Păi e un actor drăguț și de data asta și talentat să joace rolul principal. Mai fel și consumator de cea mai mainstream muzică indie și colecționar de cele mai mainstream filme horror de categorie B din anii 70 și succesul este aproape garantat. La urma urmei este drumul firesc al lucrurilor. De la vampir emo am trecut la zombie hipster. It all runs in a full circle. Dar ar fi o răutate gratuită din partea mea să compar Warm Bodies cu Twilight. În timp ce Twilight e un vortex de frustrări, hormon premenstrual și acne agravată de depresie adolescentine târzii, Warm Bodies are sinceritatea și lejeritatea filmelor cu monștri pentru adolescenți din anii 80. Sep. Dacă până atunci monștrii erau metaforă gigant pentru chestii la fel de mari de care ne era frică, vezi războiul nuclear sau suprapopulație, în producții precum Full Moon High, Teen Wolf sau Evoz de Teenage Zombie, aceste anxietăți, probleme și tulburări sunt puse în racord cu vârsta ilustrată. În mod ironic, acest zom rom-com funcționează mai bine ca film de gen decât multe comedii romantice apărute pe marele ecran în acest an. Iar regizorul John Levin arată cu acest ultim film că amestecul dintre două genuri considerate supra-saturate și prăfuite poate duce la ceva realmente plăcut when you put a twisted spin on it. Twisted spin care s-ar putea să transforme Warm Bodies într-un cult classic pentru adolescenți mai repede decât am spune John Constantine. Notă finală, 7 zombie disponibili din punct de vedere emoțional și un thumbs up pentru Lucio Fulci. Friends. Acesta a fost filmul pe săptămâna aceasta. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru o ediție specială dedicată filmelor de la premiile GOP. Verișorul mai mic al premiilor Oscar. Și eterna recomandare, like și subscribe la Facebook filmstel.ro. Salut și bine v-am regăsit la episodul Le 4 din Filmstel. Astăzi vă vom delecta cu 3 deșinții de coi. Direct. Salut! Și bine v-am găsit la episodul Le 4 din Filmster! Uite-te la ea! Uite-te la ea! Să nu mănânci dacă mai ai loc de degete! Gata, mai gata, mai bine acum! Se prelinge pișatul pe un picior! Salut! Lui Alex se prelinge pișatul pe un picior!